Dar unde este candidatul? Vâlceanu. Declarația asta după ce Dan Vâlceanu a fost validat așadar pentru funcția de ministru al finanțelor. Ascultăm și noi ce se întâmplă acolo. Dacă tu ești aici, are și până pe că nu mai e. Așa, Doamnele, cum se poate, doamne? Doamnele, nu se poate. Dar dacă au zis ăla glumă, s-au făcut aia Florine, cheamă-l tu pe Dan. Hai. Dane, știu care e elementul principal. Gata? Suntem aici? Bună ziua! Astăzi am convocat un birou politic național care a fost convocat statutar pentru a cere votul de susținere a propunerii de ministru al finanțelor în domnul Dan Vâlceanu. Votul a fost dat, sunt 70% dintre președinți de filiale care au fost astăzi aici, a fost doar un singur vot împotrivă. Un alt vot a fost dat pentru derogare, doar ca să fim siguri, pentru derogare de la statut pentru candidatura mea la președinția Partidului Național Liberal. A fost vot unanim pentru această derogare. Domnul Dan Vâlceanu a fost, cum am spus, susținut în majoritate, un singur vot împotrivă, iar astăzi aici sunt prezenți 70% dintre președinții de filială. Domnul Dan Vâlceanu, dacă vreți să faceți să vă precizezi. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc premierului pentru susținere. Și, în al doilea rând, este onorant pentru mine că astăzi am primit votul colegilor. Este o încredere pe care mi-o acordă și o încredere pentru care mă simt obligat. De asemenea, vreau să vă spun că Ministerul de Finanțe este unul dintre ministerele foarte importante în Guvernul României și nu am niciun fel de dubiu că voi face o echipă bună cu prim-ministrul. Am lucrat împreună și în Comisia de Buget Finanțe. Sunt, cred că, 4-5 bugete pe care le-am dezbătut împreună în Comisia de Buget Finanțe, în Comisiile Reunite. Și, de asemenea, îmi doresc ca această preluare a ministerului să se întâmple cât mai repede, astfel încât să putem să începem gestionarea unor probleme care sunt convins că așteaptă să fie rezolvate. Vă mulțumesc. Mai aveam o singură precizare. Tot astăzi am cerut votul colegilor pentru susținerea Planului Național de Investiții Angel Saligny. Aici a fost un vot unanim. Partidul Național Liberal susține acest program de dezvoltare. Nu este un program pentru primari, este un program pentru români. Pentru că dacă mergem în acea retorică, am putea spune că bugetul unui minister al transportului este bugetul ministrului și este în pixul lui și nu este așa, este un buget al românilor sau Ministerul Investițiilor este un buget al ministrului, nu este adevărat, este un buget al românilor. Așa și aici este un program pentru români de dezvoltare a României, iar Partidul Național Liberal susține acest program de dezvoltare Angel Saligny. Aș vrea să vă întreb, ați discutat și cu președintele Claus Iohannis referitor la propunerea pe care aveți în Ministerul de Finanțe și dacă astăzi înainte propunerea pentru președintele României. Astăzi înaintăm propunerea și sunt sigur că astăzi vom depune și jurământul. Domnule ministru, vă întreb de situația românilor din Campul. De ce a durat atât de mult până acum? E de la antenă. Situația este în desfășurare. Am vorbit acum domnul general Ciucă, care a fost la Biroul Politic Național. Este în desfășurare. În cel mai scurt timp vom avea informații când se întorc acasă cetățenii români care sunt acolo. Am folosit din primul moment toate oportunitățile pe care am avut. Am discutat și cu NATO, a fost și o aeronavă care a plecat NATO, care a luat cetățeni. Am avut și avem și o aeronavă a noastră. Au fost folosite toate oportunitățile pe care am avut ca să-i aducem pe România acasă cât mai repede. Aseară făceați apel în cazul în care mai sunt români în Afganistan, Kabul, să ia legătura cu ambasadat. Au rămas aceiași 27 Ieri, după apel, am mai făcut un apel luni, după acel apel, e adevărat, au fost, cred că, 8 persoane care au contactat ambasada. Aseară nu am încă datele după aseară, dacă au mai contactat ambasada din Pakistan. Am văzut că sunt țări în Uniunea Europeană care acceptă deja și anunță că acceptă foarte de refugiați afgani în țara lor. Pe mine, am
măsură? Avem o discuție în CSAT săptămâna viitoare pentru a lua astfel de decizii. Pot să vă spun că avionul nostru va lua, cred, și alți cetățeni din Afganistan. Câți colaboratori afgani care au avut românii în Kabul ia România? Avem această situație la Ministerul Apărării Naționale, este în lucru această situație. Dar ne puteți spune... Nu vă pot spune numărul. Câte solicitări ați primit din partea... Vă dați seama că sunt informații pe care nu pot să le dau publice, sunt colaboratori al Ministerului Apărării Naționale, se verifică toate informațiile. Există și ceva cote în discuție? În acest moment nu, vă repet, vom avea în CSAT această discuție și vom lua o decizie. Vă mulțumim mult de tot, bună ziua! Declarații așadar la finalul biroului politic național al PNL, Dan Bâlceanu, preferatul lui Florin Câțu. Informație de ultimă oră a fost validată pentru funcția de ministru al finanțelor. Așadar, Dan Bâlceanu ar putea să și depună jurământul în această seară, anunțase premierul Florin Câțu. 70 dintre președinții de filiale care au fost prezenți au votat, 69 au votat pentru și doar un vot a fost împotrivă, a mai punctat premierul. De asemenea, pentru derogarea primită de Florin Câțu pentru a putea candida la șefia PNL, a primit votul colegilor de partid în unanimitate. Mergem mai departe, doamnelor și domnilor, cu jurnalul.